Salut toată lumea, bine ați la un episod de Mafia 2. Tocmai ce am ajuns. Tocmai ce am găsit. Tocmai ce am ajuns, de fapt, la... Ce ne trebuia nouă aici? De ce nu pot să intru în mașina asta? Aha, asta e mașina lui ăsta. O să furăm mașina asta atunci. Deci, da, fraților, o să mergem la Derek. Acum asta trebuie să facem, de fapt, să mergem la Derek. Și vedem ce mai facem noi după aia, după aia, după aia, după aia, după aia. Ok, deci am ajuns, mergem la Derek. Asta e obiectivul nostru principal. Mergem la Derek. Ok. Holy fucking moly. De ce? Bă, te mai dai și jos la mine. Du-te, dracu, de ce? Du-te, dracu. Sorry, fato. So sorry. Și sorry și ție. Mie-mi place că direct eu apuc unii girofarurile, eu vin în 200 de km la oră. Hai, exagerez. No, cam am bușit cola. Da. E bun. Totul e bun, totul e bun. Mamma mia, pizzeria. Cu ce viteză merge? Oh, stai, stai, stai. Na bun, gata, m-am luat și curbița. Curbăița? Curbăița? What the fuck? Tot, ce tot zic? Unde dracu trebuie să merg? Drive to Derek and check if someone... Dacă are ceva de lucrat pentru mine, ok. Hai să mergem să vedem. Dacă are ceva de lucrat pentru noi. Aici pe strada asta, ca de obicei, prindem o viteză de zboară totul din mașină. Easy. Să nu prind viteză prea mare. Atâta e limita, mă? Tu vezi că nici nu se mișcă mașina aproape. LOL. Luăm pe aceea. Deci nu se mișcă mașina, lol. Aproape nu se mișcă mașina. Easy. Am ajuns la Derek. Hai să ne dăm jos din mașinuța noastră. Ăla o să mănânce pe pariu. Eram sigur. Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for? Frank's organizing a sit down with the other bosses and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough. Right, Steve? We'll see. We'll see. Hai să vedem un shotgun. Really think who the fuck.
This ain't the first time I have problems with them. Know how many of them there is? 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh, nah, it's just that. What are we gonna do to them? All depends on how the labor negotiations go. Just let me do okay. It. I don't need you opening your mouths and proving how stonage you are. So, what's the problem here, fellas? We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And okay. I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. Needs a job. I've made my decision. See? I told ya! Easy does it, Vinny. You want to do this easy. Peacefully? We bust our asses day in and day out for this fat fuck! And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. Lower your voice now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who are you calling a deadbeat? Crate fell on the poor guy while he was working. For you. Broke both his damn hands. Lol. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! Oh. You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. We don't want no trouble. Don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to... They must get... Okay, the odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. All right. Follow me, guys. Crazy, guys. We shouldn't be doing this. Vito can handle himself. Chema? Let's go, Vito. We got your back. Haşlara, kill Derek and Steve. Really, trebuie să l-am pe Derek? Era, nu era prieten cu noi, Derek? Derek nu era prieten cu noi? Like, chiar trebuie să-i omorâm? Pare rău de grasul ăla. Băga mult la viața lui. Trebuie să-l și omorâm. Săracul de el, săracul de... Oh. Ăla era Steve, ăla era Steve. Rip Steve 2K, de fapt e 1K... Nu știu cât. Rip Stevie. Stevie good boy. Hai să mergem, hai să mergem, băieții. Uite, ne-l lăsa și deschisă ușa. Bun. Tot așa am vizit ceva. E bun. No way. Aoleu. Nu! Du-te în pizda, mătii! Dragul, cum căcat e posibilă misiunea asta? No way. Să fie doar de voi. Bă, în caz de mai dau fail încă o dată, adică acum, o să închid filmarea și o să fac tot off-camera, adică chestia asta, știți? Că n-am chef să vă țin pe voi de filmare, să vă uitați ceva de multe ori, știi? De fapt, nu, o să mai încerc o dată după chestia asta. Dacă dau un fail de 3 ori, o să închid eu una aici, și din câte știu. Sau poate că nu. Steve cred că a murit, nu? Hai să mergem. Stai mă, poate trebuie să... Aoleu, aoleu!
Poate trebuie să urcăm pe la el prin birou, mai știi? Nu, nu pe la el prin birou, pe aici pe jos trebuie. Atunci cum căcat pe aici oare? Aoleu. Coaie, nu-i corect. Eu n-apuc să mă fucking regenerez. Băi, misiunea asta e imposibilă, nu pot să mă duc prin biroul lui căcatul ăla. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, eu o să fac toată chestia asta off camera după ce e să moară Derek, o să pornesc filmarea repede, ne vedem data viitoare, bye bye.